Proiectul este destul de generos. Vă spuneam mai devreme că lucrurile se referă la bunurile care sunt clasate la categoria valorică. Ne referim la Conacul Bălceștilor, pe care îl vedeți în spatele meu, la parcul cu o suprafață de 1,7 hectare și bisericuța Bălceștilor transferată de pe moșia din Gâltofani. În mod concret, vor fi lucrări de restaurare, de consolidare, restaurare și punere în valoare. Ne referim atât la clădire, care va primi o consolidare, să zicem, la nivelul temeliei, vor fi lucrări de refacere sau atencuielilor exterioare și interioare, a instalațiilor electrice, sanitare și toate celelalte, și apoi reamenajarea noi expoziții. Expoziția de bază va avea vitrine noi, va avea panouri moderne și tot ceea ce ține de un aspect îngrijit și modern al muzeului. Referindu-ne la biserică, biserica va fi și ea consolidată, începând de jos, la fel va fi refăcută învelitoarea și acoperișul și lucrări de restaurare a picturii interioare. Noi ne dorim ca și biserica să fie un spațiu expozițional, să amenajăm câteva vitrine și, de ce nu, în mod ocazional, să reintroducem această biserică în circuitul liturgic. Sunt foarte mulți tineri care vin la Conacul Bălceștilor și vor să facă cununie civilă, mă rog, chiar religioasă, și noi vrem să găsim o modalitate prin care să răspundem acestor tineri și acestor nevoi pe care le au. Parcul, într-adevăr, este o amenajare peisagistică interesantă. Vor fi alei pavate cu piatră, niște arbori, niște arbuși de ornament, iar în partea de jos va fi pregătit un fel de anfiteatru care va servi pentru manifestările culturale, dar și pentru copii atunci când vin la sfârșit de an școlar, pentru sărbători, pentru alte evenimente, de exemplu pentru proiecții de film, pentru serii de teatru și așa mai departe. În partea de jos va fi amenajat și un spațiu de joacă pentru copii, în care pot veni chiar și copiii din localitate să joace. Noi ne gândim ca vizitatorul care vine la muzeu să beneficieze, să zicem, sau să se poată bucura de mai mult decât o simplă vizită, adică să se și poată recrea. Una dintre funcțiile muzeului este aceea de recreere și, într-adevăr, după ce vizitatorii vizitează muzeul, să poată eventual să se cazeze, să facă plimbări. Se pot organiza multe lucruri aici în localitate și noi vrem ca să extindem această rețea culturală și oamenii să poată servi, de exemplu, o cafea, chiar să poată mânca, să se poată caza, să rămână mai multă vreme în localitate. De altfel, hanul va servi și pentru cei care vor participa la acțiunile noastre culturale. După cum cunoașteți, muzeul organizează anual tabere de creație, fie că ne referim la tabere de pictură, la tabere de fotografie, la workshop-uri, simpozioane, la care participă profesori universitari, dar și tineri din țară, din străinătate, și vrem să-i reținem mai mult, să stea mai mult în localitate, să se bucure de aerul proaspăt, să se bucure de această zonă frumoasă, să se bucure de județul Vâlcea, să poată organiza, să zicem, să se cazeze la acest han și să poată să viziteze în tihnă, ca să spun așa, întregul județ. Ne gândim ca și pădurea pe care o avem, în suprafață de 24 de hectare, să fie pusă în valoare, să fie amenajate niște alei, de altfel s-au și amenajat în cursul anului trecut, niște alei de preumblare, cum spunea odinioară înaintașii noștri, de preumblare și răcoreală, așa încât vizitatorul să poată regăsi frumusețea naturii și liniștea pe care o întâlnim pe aceste văi,
așa cum este și Valea Topologului și alte văi pe care le are județul Vâlcea. Este păcat că, să zicem, încă nu reușesc, mă refer în special la mine, nu reușesc în momentul de față să răspund așa cum aș dori nevoilor vizitatorilor, dar găsim soluții ca să-i bucurăm pe cei care ne vizitează.